Stare de alertă în Europa din cauza canicolei și a incendiilor de vegetație. Flăcările fac ravagii pe tot continentul pe măsură ce temperaturile cresc. Termometrele au indicat 40 de grade Celsius câteva zile la rând în mai multe țări. Meteorologii spun că actualul fenomen este provocat de un anticiclon care poate dobori recordul de temperatură din Europa de 48,8 grade Celsius. Incendiile de vegetație care fac ravagii la vest de Atena au ajuns la periferia orașului Megara. Autoritățile au evacuat sute de case și întreprinderi din orașul cu aproximativ 23.000 de locuitori. Buldozerele au săpat șanțuri pentru a împiedica extinderea flăcărilor, iar poliția elenă s-a alăturat eforturilor de stingere a incendiului cu tunuri de apă. Forțele de protecție civilă au luptat cu flăcările pe tot parcursul nopții și continuă să localizeze focarele cu personal reînnoit. Totodată, autoritățile au îndemnat cetățenii să sprijine eforturile pompierilor și să fie prudenți, având în vedere condițiile dificile, precum și să respecte regulile pe timp de caniculă. Neglijența nu va fi tolerată. Provocarea unui incendiu prin neglijență este de neconceput. Efectuarea lucrărilor care pot declanșa un incendiu pe timp de caniculă este inadmisibilă. Autoritățile elene au cerut ajutor internațional, iar peste 80 de pompieri români au ajuns în Grecia pentru a lupta cu flăcările alături de colegii greci. Italia și Franța au trimis 4 avioane pentru a ajuta la stingerea incendiilor. În jurul Atenei, flăcările au distrus mai multe case și ferme, iar rafalele puternice de vânt au făcut ca focul să avanseze. Se așteaptă ca temperaturile din sudul Greciei să atingă 44 de grade Celsius până la sfârșitul săptămânii. Și Spania continentală a înregistrat temperaturi de aproape 40 de grade Celsius, iar în insulele Canare s-au declanșat mai multe incendii de vegetație. Cea mai afectată este insula La Palma, de unde au fost evacuați peste 4.000 de localnici. Peste 300 de pompieri s-au luptat ore întregi cu flăcările, care au mistuit 4.000 de hectare de vegetație, dar și case și podgorii. Acum trebuie să evaluăm tot ce am pierdut în ceea ce privește infrastructura publică și privată, locuințele, podgoriile și culturile. Și pompierii din Turcia au avut mult de lucru pentru a stinge incendiile de vegetație din provincia Hatay, care a fost devastată de seism la începutul acestui an. Cu tot efortul pompierilor de a limita pagubele, flăcările au distrus 7 locuințe și mai multe mașini. Focarele s-au extins rapid din cauza vântului puternic și a temperaturilor caniculare.